găsit, bun găsit, dragi prieteni, vă spun la o nouă ediție a emisiunii Radar TV. Este un radar special, doamnelor și domnilor, pentru că este un invitat special. De altfel, în ultima perioadă, pe așa cum ați văzut, am avut mai invitat special la noi în, în studio, la Roman TV. Sunt oameni politici, oameni care vor candida la alegerile din 9 iunie, era să zic 9 mai, din 9 iunie, pentru diverse funcții, unele mai importante decât altele. Așadar, de această dată, că nu vreau să vorbesc eu mai mult, îl lăsăm pe invitat să vorbească mai mult decât mine, care vorbesc mult de obicei, îl avem invitat pe domnul Lucian cu candidatul PSD pentru funcția de primar la Roman, este alături de noi și o să vedeți despre ce discutăm, despre proiecte, dar și despre alte lucruri care o să vă intereseze cu siguranță. Vă salut, bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit, vă mulțumesc mult pentru invitație! Multă activitate în ultima perioadă, domnule Lucian, Micu, v-am urmărit și cred că vă urmăresc mulți romașcani. activitate pe rețelele de socializare și nu mai pe rețelele de socializare. Am văzut că ați avut o groază de activități, ați fost prezent și ați încercat să fiți cât mai prezent în mijlocul romășcan anilor stat de vorbă cu ei. Uh, acum eu v-am mai întrebat odată, o să vă mai întreb uh, și acum, la sfârșitul pre-campaniei, pentru că peste două zile intrăm în campanie, dacă nu mă înșel, dar vineri, noaptea, intrăm în campanie electorală, vor fi alte reguli atunci, uh, când vom putea vorbi și noi mai puțin, uh, pentru că poate o să facem o emisiune, dacă avem timp și cu regulile astea de campanie, că e bine ca omul să știe ce și cum. Însă voiam să vă întreb care este pulsul orașului, ca să zic așa, după aproape o lună de pre-campanie. Da, bă, legat de ce spuneați dumneavoastră, eu pot să vă spun că sunt o persoană care bă, sunt activ în comunitate și cât am fost în funcție mi-a plăcut să fiu alături de, de romașcani, să fiu între romașcani. Nu am fost acel primar de birou, am fost uh, un primar uh, implicat în, în toate zonele uh, comunității noastre. E drept, am avut această pauză de patru ani în care am fost mai mai retras, mi-am văzut de, de alte lucruri care erau mai apropiate sufletului meu, însă am revenit din luna ianuarie în zona politică, în zona de precampanie electorală, pentru că, așa cum bine a spus dumneavoastră, a fost o astfel de, de perioadă până acum. M-am încărcat pozitiv. Eu Bună întotdeauna mă încarc pozitiv de la, de la romașcani atunci când mă întâlnesc cu ei, culeg sugestii, culeg problemele pe care le au. Am avut foarte multe întâlniri în această perioadă, cred eu că câteva mii bune de romașcani cu care m-am întâlnit, însă este doar o etapă pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, de vineri începe cu adevărat campania electorală, moment în care implicarea mea va fi și mai, uh, și, mai, uh, și mai mare, și mai uh, uh, aplicată, așa, pe fiecare cartier în parte. Voi uh, merge... În, în cartiere, astfel încât romașcanii să cunoască direct de la mine programul meu electoral, un program care cred eu că va corespunde așteptărilor romașcanilor. Este un program care se întinde pe 8 ani, Roma în 2024-2032. Este un program electoral care este destul de amplu. Noi vom încerca să-l sintetizăm în câteva materiale de campanie, așa cum spunea și dumneavoastră, regulile în campania electorală sunt destul de stricte, sumele pe care le putem cheltui la Roman cel puțin mi se par total insuficiente pentru lucrurile pe care ar trebui noi să le arătăm romașcanilor, însă asta e regulile sunt reguli, sunt reguli pentru toți competitorii politici și Tot de aceea vom, vom încerca să comprimăm în materialele noastre de campanie proiectele pe care le le gândim pentru pentru roman și să și transmiteți mesajul dorit, până la urmă. Uh, cu siguranță, uh, acela este cel mai important și cred eu că și romașcanii așa își dorește, sau astfel de așteptări au de la, de la un om care se dorește a fi primarul unei comunități. Pentru că primarul este omul cel mai apropiat de comunitate, cel mai apropiat de oameni. Sau altfel spus, oamenii au o referință în, în primar. Da? Deci, eu cred că uh, primarul este persoana la care are acces cel mai ușor un, un cetățean, pentru că, dacă vorbim de uh, parlamentar, vorbim de guvernanți, vorbim de uh, președinte, Așa, da. de, discutăm de, de lucruri aproape intangibile. Însă, în momentul în care vorbim de un primar, este reprezentantul comunității, este persoana. Sau cetățeanul se raportează la, la primar și are așteptările cele, cele mai mari, dar și primarul, la rândul său, dacă în patru ani de mandat livrează conform așteptărilor cetățenilor, e o, e o mare bucurie să vezi atunci când cetățenii îți acordă votul de încredere după un mandat reușit. Ceea ce, din păcate pentru Roman, nu putem vorbi că se va întâmpla așa ceva în 2024 la aceste alegeri. Actualul primar nu mai candidează, înseamnă că nu a livrat. Cel care l-a coordonat din umbră și-a asumat să vină în față, să candideze. Eu știu că el nu-și dorește să candideze la Roman, nu este aceasta opțiunea lui, visul lui e în altă parte, e la București, dar cred eu că a încetat această practică sau. Cel puțin acești patru ani de zile au fost boș pentru Roman, pentru că primăria n-a fost condusă din Roman. N-a da? fost condusă din sediul primăriei din Roman, a fost condusă 3 zile pe săptămână de la București și 4 zile de la sediu de pe Ștefan cel Mare. Și atunci, din această cauză, lucrurile nu au funcționat, din această cauză actualul primar nu mai candidează la primărie, neavând nicio șansă să fie ales, ceea ce înseamnă că nu a livrat conform așteptărilor, ceea ce vă spuneam puțin mai devreme. Bine, din ceea ce spuneți dumneavoastră este clar. Eu înțeleg faptul că direcția primăriei Roman a fost dată de la București, referindu-vă dumneavoastră la domnul deputat. La Leoreanu. Da, cu siguranță, da, cu nume uh, și prenume. Uh, da, pe ca să, să le spunem între spectatorilor despre cine este vorba. Deci, noastră considerați că, de fapt, primăria a fost condusă de domnul Leuranu în această perioadă, mai mult de domnul Leoreanu, da, care a coordonat și l-a avut cumva sub supraveghere pe domnul Achiriloai, nu? Cam asta da, am înțeles. Este, și, aceasta este realitatea. Și n-a fost de bun augur acest lucru, Cu siguranță nu, pentru că. Și vă mai dau un exemplu, de ce nu? Deci, clar, în patru ani s-a întâmplat la Roman tocmai din această cauză. Deci a conduce o primărie peste capul cuiva nu dă rezultate. S-a văzut acest lucru. Patru ani nu s-a întâmplat la nimic la Roman. Niciun proiect notabil, niciun proiect major. Ba mai mult, toate proiectele pe care eu le-am lăsat în primărie nu au fost duse la bun sfârșit. Deci nici până astăzi nu s-au finalizat aceste proiecte cu finanțare europeană, ceea ce înseamnă bani din bugetul local care trebuie cheltuiți acum. Da? N-am fost în stare să atragem banii europeni și acum punem bani din bugetul local să strânăm proiectele. Altă problemă, foarte importantă, apa. Tot trâmbițăm cu această apă. Păi hai să spunem așa, în 2009, cel care a predat uh, compania, sau Servul la vremea respectivă și a predat-o la APA Serv la Piatra Neamț în 2009, în iunie 2009 a fost domnul Eurean. După aceea, timp de două mandate 2008-2012. A început pe vremea domnului Cărpușor, dacă bine, cu bine în, în, 2007 a fost doar o constituire a unui IADI. Punct. Și atât. Constituirea unui IADI nu înseamnă neapărat și predarea serviciului. Mai mult decât atât, se putea preda serviciu cu păstrarea unei uh, componente de autonomie locală, cu o personalitate juridică la roman. Era clar că trebuie să fie operator regional pentru a atrage fonduri, fonduri europene. Absolut, da. Da? Dar nimeni nu te împiedica, de exemplu, să-ți păstrezi o, auto o anumită autonomie. De exemplu, achizițiile pentru piesele de care ai nevoie să le faci la roman. Să nu trebuiască să le faci la piața neagră. Ai nevoie de o. Sigur, ai nevoie de o vană, ai nevoie de o piesă de schimb, ai nevoie de ceva, trebuie să te duci la piatra soiei. Nu mai aveai la Roman absolut nimic. Și toate acestea s-au întâmplat în perioada 2008-2012 și 2012-2016, când la conducerea Consiliului Județean erau oameni apropiați de domnul Leoreanu. Deci, timp de 8 ani nu s-a întâmplat nimic cu această companie, timp de 8 ani nu s-a investit nimic la Roman. Ba mai mult decât atât, în zona stației de captare, stațiilor de captare Simionești pildeș pentru că acolo sunt cele mai multe probleme, nu s-a mai făcut nicio investiție, nu s-au mai făcut reparații curente, ceea ce a dus la situația pe care am întâlnit-o eu în 2018, care am rămas fără apă pe timp de, de noapte. În momentul în care am luat la cunoștință, deci practic la un an după ce am preluat eu mandatul, am constatat această problemă. Imediat am acționat și m-am îndreptat către un alt operator. Din 2018 am început demersurile pentru uh, trecerea la apa vital. În 2020 realizasem deja aproape toate demersurile, mai era un singur pas de făcut. Da? Și anume trecerea efectivă la apa vital prin stabilirea unor despăgubiri pe care trebuia să le plătim la apa serv. Nici de cum nu era vorba de reambursarea banilor europeni așa cum sugerează unul sau altul. Era vorba doar de restituirea unor sume de bani care însemnau investițiile directe pe care le-a făcut compania județeană Cu în partea de cofinanțare parte... nu, nu investițiile și directe, directe investițiile da, directe partea de cofinanțare și partea de împrumut care a mers pentru proiectul european punct iar la acea vreme în 2020 compania regională Apa Vital și a asumat plata acestor despăgubiri. Atenție, există document la primărie prin care își asumă negru pe alb faptul că achită aceste despăgubiri. Deci, repet, în 2020, când am plecat eu din primărie în luna august, mai era un singur pas. Aprecierea mea, maxim un an de zile trebuia să dureze acest pas. În 2020, din luna august, au dat la o parte acel dosar, l-au arhivat undeva în primărie și a uitat de el. Care a fost a... motivul? A fost un pur și simplu nepăsare, de lăsare, conducerea de la Oficial. București a primăriei și necunoașterea problemelor reale din, din, din Roman pentru că mai sunt câteva probleme pe că, care am să vi le expun. Cum să nu? oficial s-a spus că era vorba de acea perioadă termen de grație care trebuia respectat uh, după implementarea Poim. Nu există așa ceva. Poim beneficiarul real. Era, cu... era pe Poim. Uh, nu, pe Poim a fost ratat. ratat pe, pe, pe celălalt uh, pe, pe, pe primul este foarte important să înțelegem faptul că uh, timp de patru ani nu le-a mai păsat. De... S-a rezolvat oarecum problema apei. Da? Eu, eu făcusem în 2020 niște lucrări în zona uh, captării, uh, dragasem puțin uh, malul stâng al, uh, al râului Moldova, făcusem niște decolmatări. Post și, mediu. Post da. mediu. Și uh, rezolvasem oarecum problema temporar. Și ei au văzut că am rezolvat o problema, atunci ce a zis? Că merge și așa. S-au confruntat din nou în 2023 cu această problemă. În 2024 au scos de la naftalină dosarul meu și au făcut din nou demersurile care erau deja făcute de către mine lucru care n-a însemnat altceva decât pierderea a patru ani de zile nerezolvarea problemei a apei și mai mult decât atât pierderea banilor europeni pentru că operatorul regional Apa Vital avea de deja câștigat poimul la, la Iași da, și, și semte... putea să atragă ca un apendice partea de proiect a romanului era vorba de vreo 35 de milioane de euro care bani care se duceau pe de o parte în modernizarea și uh, extinderea captărilor. Simeonești Pildești înlocuirea și uh, practic uh, aduceam o nouă magistrală de transport către roman sectorizarea înlocuirea unor conducte și uh, două bazine noi la, la roman de capacitate mare. Deci, practic, toate aceste lucruri n-au însemnat altceva decât timp pierdut patru ani. Din ce cauză? Că primăria n-a fost condusă din primărie. Un alt exemplu pe care să vi-l dau. Săptămâna trecută a venit contra candidatul meu în platou aici la dumneavoastră și a făcut o serie de afirmații. Afirmații în totală necunoștință de cauză. Pentru că, de la București, dacă nu te implici așa cum trebuie în conducerea primăriei, nu poți conduce nici Parlamentul și nici primăria ceea ce s-a văzut că la Roman lucrurile n-au mers așa cum trebuie. Revenind la ceea ce spunea contracandidatul meu spunea el la un moment dat că pentru roman copiii cu dizabilități sunt o afacere păgboasă <coughs> și fără să cunoască realitatea a făcut afirmația că fostul spital de psihiatrie care a fost uh, implicat într-un parteneriat cu Consiliul județean în vederea transformării într-un centru de recuperare a copiilor cu dizabilități din Roman și zona Roman. Deci, nici de cum, Dumnealui a înțeles numai ce a vrut din acest proiect. E drept că acest proiect mai avea o componentă care presupunea construirea a trei locuințe pentru tinerii proveniți din plasament. Mm. Da? era într-o tot o altă zonă, locuințe care deja s-au făcut, locuințe care uh, vor atrage noi locuri de muncă la Roman, pentru că practic toată această activitate a DGASPC uh, Neamț se va desfășura la Roman, cu angajări la Roman. Și acele locuințe vor avea nevoie de uh, coordonatori, vor de asistenți maternali, de asistenți medicali și așa mai departe. Dar de revenind din cu acela centru de recuperare Uh, pentru copii cu dizabilități. La fel, tot de DGHSPC va trebui să facă angajările cu medic, kinetoterapeut, reumatolog și așa mai departe. Zora, deci exact. vorbim de un centru de recuperare pentru zona roman Roma și zona roman. Și din păcate avem suficienți astfel de copii. Am întâlnit persoane în perioada asta de precampanie care au astfel de copii și m-au întrebat, domnule primar, dar când se deschide acolo centrul? ăla? Și le-am răspuns că este în procedură de licențiere. După ce obține licența, se fac angajările și cel mai probabil undeva în toamnă vor porni activitatea. Deci, sub nicio formă, nu este o afacere păguboasă. Păgubos este ce a făcut actuala administrație liberală. Neștiind amănuntele acestui proiect și neștiind că în primărie există un document emis de Consiliul Județean Neamț care spune că va ține cont în alocările viitoare de acest proiect european, ei nu au făcut solicitările la Consiliul Județean să ceară acești bani. Pentru că era o discuție asumată de mine și de fostul președinte Ionel Arsene la vremea respectivă, știam că erau niște sume de bani care trebuie să vină ca și investiție din partea municipiului Roman, dar Consiliul Județean s-a asumat ca la împărțirea acelor cote din impozitul pe venit, aceste sume care erau contribuția Romanului să vină de la județ. A făcut cineva din primărie solicitare la județ în vederea finanțării acestor lucrări? Din ce știu eu, nu. Da, nu. Aici nu e vorba și despre o lipsă de dialog între cele două instituții. Dar nu e vorba de primul. Da, dar știți cum dar, e, dar păi de dacă, de cer, de cer, dacă nu cer, cer Consiliul Județean, de unde banii, să știe că eu bania? fac? P nu, dar Consiliul Județean, de unde să știe cum, cum îmi etapizez eu uh, proiectul? De unde să știe când am eu nevoie de bani pentru investiția respectivă? Eu, din ce știu, nu au făcut solicitări strict pentru acest proiect. Atenție, pentru a nu se denatura ceea ce spun eu. Eu mă refer că strict pentru acest proiect există o adresă din partea Consiliului Județean care spune că se va ține cont la alocările de fonduri, dar și primăria trebuia să ceară. Dacă n-ai cerut, știți cum e. Copilul Lucenul care se nu. -da. Deci, da, problema cu deci din punctul meu de vedere, este un mare neadevăr care s-a spus aici. Mai mult decât atât, s-a mai spus un neadevăr. Un lucru care era de notorietate. Căminul de la uh, Seminarul Teologic Episcop Melchisedec. A venit aici contra candidatul meu și a spus că acea clădire nu este în uh, patrimoniu, nu este în proprietatea primăriei municipiului Roman și a aruncat totul spre Așa... episcopie. Da? da? Păi eu am documente. Documente și din uh, luna martie. 2024 când a existat uh, un comitet județean pentru situații de urgență cu referire directă la acest cămin, deci situația este bine știută și în 2021, în 2022, în 2023, în 2024, uh, seminarul teologic a făcut nenumerate adrese către primărie pentru punerea în siguranță acestui imobil, pentru reabilitarea acestui imobil în calitate de proprietar. Atenție! Și avem și un extras de carte funciară care atestă faptul că primăria este proprietarul și în acestei moment. clădiri. Dar bineînțeles, din totdeauna a fost. Nu-i da? prinsă cumva într-un proiect al arhiepiscopiei? Nu are absolut nicio legătură. Arhiepiscopia are proiectul de, uh, în centru de aici, da. pentru centru de, uh, pentru acel spital, precistamică care nu are absolut nicio legătură cu seminarul. Deci sunt lucruri total diferite. Multe neadevăruri care se spun, se aruncă. Și acum, și eu Scuzați, este situația în acest moment? În acest, acest este... moment, din câte știu, sunt niște termene foarte clare și pentru primărie și pentru bă, liceu, trebuie relocați elevii din din acest cămin cu termene foarte bă, precise. De exemplu, primăria Roman trebuia să realizeze o expertiză sau trebuie să re realizeze o expertiză până la data de 30 iunie. De asemenea uh, va trebui primăria în calitate de proprietar să. Uh, pună în siguranță interdicția utilizării clădirii. Înseamnă că da? -un hal fără de păi, da, chiar este. Eu vă spun că dacă eu eram primar în funcție nu permiteam ca acest lucru să se, se întâmple. Din păcate, aceste lucruri se întâmplă. Identificarea unor spații temporare de cazare a elevilor, răspunde primăria municipiului Roman, în calitate de proprietar a bunurilor imobile. o expertiză sau ce aveți? Nu este isu. o expertiză, este un... Un raport o de expertiză. hotărâre a Comitetului Județean pentru situații de urgență din luna uh, martie anului 2024. Da? Deci... Da, e recentă. E foarte recentă. Deci nu putem ascunde... Și termenele... Termenele sunt foarte stricte, sunt, v-am spus, 30 iunie, 30 aprilie, identificarea unor spații temporare. Chiar sunt curios să vedem, uitați, a trecut termenul ăsta, 30 aprilie, pentru relocarea... Deci copiii trebuie relocați. Eleverilor. Sigur că da. Clădirea se prezintă într-un într stadiu avansat de, de degradare. Lucruri care nu ar trebui să se întâmple. Dacă primăria era condusă din primărie... Eu cred că cineva avea știință despre aceste lucruri. Cum putea fi rezolvată problema asta? Atragerea de cu fonduri cu, europene? Din punctul meu de vedere, în momentul de față, era greu de vorbit despre atragerea de fonduri europene. Dar se putea, fie prin un prin, prin, prin fond de urgență de la nivelul guvernului, fie printr-un proiect depus la Compania Națională de Investiții. Cred că acestea două erau canale prin care se puteau face, la fel cum Compania Națională de Investiții realizează acum această mare investiție, Spitalul Precista Mare, da? la fel puteam depune și un proiect pentru, pentru punerea asigura, pentru reabilitarea de fapt acestui cămin de la seminarul teologic. Ați avut în plan acest lucru cât ați fost primar? Cât am fost primar, nu mi s-a adus la cunoștință despre aceste probleme. Eu am făcut investiții în, la seminarul teologic, am realizat acolo mai, mai multe lucrări, atât pe parte de seminar, cât și în anul centenarului unirii, am realizat un, un muzeu și alături de muzeu am, am făcut și cabinetul medical la, la acest seminar. Da, interesant. Probabil că sunt mai multe clădiri, dar cu siguranță sunt mai multe clădiri și nu mai roman, sunt clădiri cu probleme foarte mari de structură, clădiri care trebuie să fie consolidate Sigur, pentru că până da. până în pericol, Dumnezeu, se întâmplă ceva ca la ați văzut cum s-a întâmplat la Outdoor La eu Odor Acolo au fost și au fost și victime. Victime, o persoană, da. cred că un tânăr, o, un tânăr a decedat, a decedat și o tânără era în comă. Sincer nu mai știu acum ce s-a întâmplat, sper că să fi revenit, sau... da. 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 Deci, iată neadevăruri care, din păcate, spuse din gura unui fost primar sau unui conducător de primărie de facto, par a fi adevărate. Dar când venim cu documente și cu argumente, iată că nu mai stă în picioare absolut nimic din ce spune domnia sa. Mai sunt lucruri legate, de exemplu, despre și mi se aruncă mie în cărcă, demolarea stadionului. Păi cum poți să spui că eu sunt demolator când eu am construit la stadion? Păi în 2019 am alocat peste 200.000 de lei pentru lucrări de infrastructură la uh, stadion. În 2020, cred că peste 400.000 de lei. Și după aceea, timp de patru ani, pe nimeni nu a, nu a mai interesat stadionul. În condițiile în care eu lăsasem deja un draft de proiect pentru amenajarea tribunelor. Pentru că ce vorbim noi la Roman, nu vorbim de demolarea stadionului, ci dorim. Construcția sau modernizarea tribunului. stadionului, da? Doream și modernizarea stadionului. Și a tribunilor, bineînțeles, cu amenajarea unor terenuri noi. Eu am spus tot timpul, acolo avem nevoie de un teren de mini-fotbal acoperit. Vrem să ducem copiii iarna la, la fotbal. Nu avem unde să-i ducem. Și atunci un teren de mini-fotbal acoperit era o soluție o foarte baină. bună. De asemenea, era bă, discuția pentru două terenuri de tenis de câmp cu suprafață din zgură acoperit de asemenea a fost un investitor privat care a avut aceste trei terenuri. S-au realizat foarte multe competiții. Eu însumi sunt un practicant de tenis de câmp. Sunt un practicant de mai multe sporturi. Îmi place joc și fotbal, joc și tenis de câmp și tenis de masă. Orice sport, până la urmă, dacă vreți, îmi place sportul. Deci mi-am dorit să fac lucruri. Suntem în Roman. Bugetul Romanului este așa cum este. Nu putem face peste noapte lucrurile. Ele trebuie să aibă o anumită secvență. da? Și atunci la stadion. Era clar, prima dată am amenajat pista de alergare în condițiile în care vă reamintesc pe stadionul Constantinescu Nehoi, cel de lângă cimitir, nu a mai existat uh, accesul, nu a mai fost permis accesul din afara competitorilor, să spunem, din afara liceului cu program sportiv și a clubului sportiv școlar, pentru a alerga pe această pistă. Pentru că ei au reabilitat suprafața de joc a terenului de fotbal și n-au mai obținut finanțare, și pentru reabilitarea pistei de alergare. Și atunci nu mai aveau unde să se antreneze, inclusiv sportivii de la Clubul Atletic. Și împreună cu profesorii de la Clubul Atletic am luat decizia să realizăm această pistă de alergare la Stadionul Moldova. Am făcut pista conform solicitărilor lor să fie pistă în condiții de uh, competiție da? și aceste lucruri s-au întâmplat. Am făcut rețele de uh, irigare. Am făcut două puțuri noi de, de captare a apei pentru a iriga cu uh, apă din, uh, din Pânza freatică, adică lucruri care s-au întâmplat. Sigur că pentru a construi tribunele trebuie să le elimin pe cele vechi, dar nu vorbim de niște tribune care erau funcționale. Vorbim de niște gradene de beton care puneau în pericol integritatea fizică a copiilor. Adică dacă venea un copil, se juca pe acolo prin tribunele alea și cădea o placă de aia pe, peste ei, cine era de vină? Cine era proprietarul stadionului? Primăria municipiului Roman. Cine răspundea? Primarul. Și atunci am pus în siguranță perimetrul. Urmând să venim cu proiectul. Eu aveam în lucru acest pas de făcut, da? Ei, patru ani de ce n-au făcut nimic? De ce nu s-a întâmplat nimic? Adică eu sunt cel care vreau să fac și tot pe mine m-a scos vinovat. Dacă veți uh, fi ales primarul orașului Roman, veți continua aceste proiecte? Cu siguranță da! Asupra lor. Cu siguranță da. Soluții, da! Dar finanțarea de unde ar trebui să vină? Finanțarea va de veni de pe Compania vină? Națională de Investiții. Cam ce valoare e? În momentul 4. de față nu am știință, știu că s-a realizat la nivelul municipiului roman un studiu de prefezabilitate, probabil sunt acolo niște valori și va trebui să vedem. Înțeleg că deja ar fi pe o listă sinteză la Compania Națională de Investiții. Deci există uh, această variantă e, de opțiune? Da, cu siguranță da, cum să nu, dar Compania Națională de Investiții a investit în foarte multe stadioane. Ba mai mult, tot prin că Compania Națională de Investiții se realizează un stadion nou pe strada Islazului, proiect depus de mine proiect făcut de mine deci eu care construiesc tot eu sunt scos să pe spășitor pe păi, ei patru ani de ce n-au făcut nimic. Păi și atunci ce să deți acuzat în mod public am văzut sunt mulți romașcani care păi arată sunt cu dezi, din, din, care a distrus din, din pe de o parte pentru faptul adimbat. că nu au știut realitatea și eu mă aflu în fața dumneavoastră tocmai pentru a vă spune realitatea. Aceasta este realitatea dovedită cu cifre lucrurile sunt foarte clare. Oricine poate intra pe platforma SICAP și poate vedea achizițiile pe care le-a făcut primăria în perioada 2019-2024 pentru Stadionul Moldova. Și veți vedea, se întâmplă lucruri în 2019, se întâmplă lucruri în 2020 și nu se mai întâmplă nimic după. Poate au fost alte priorități? Păi dacă sunt alte priorități, nu de ce ții în gura de... mare că tu acum vrei să faci? De ce n-ai făcut timp de 4 ani? Haideți să vă mai spun ceva. <coughs> acuzații legate de echipa de handbal, da? Vă mă rog. Păi când au spus că eu am desfințat echipa de handbal, păi haideți să ne aducem aminte că din Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Municipal făceau parte trei oameni ai deputatului Leoran. Era vorba de consilierul local PNL, Bogdan Andrieș. Da? da? Era vorba de cumătrul domnului Leoreanu, șeful serviciului de achiziții publice din primărie, Mihail Văcaru. Și e vorba de fostul purtător de cuvânt al domnului Leoreanu, Constantin Cudalb. Ei trei au fost cei care au luat această măsură de, desfința, de retragere din competiții a echipei de handbal. Lucru care a fost asumat și ca să vedeți că sunt corect lucru care a fost asumat clar de deputatul Leoreanu și vă aduceți aminte și v-am mai spus la o emisiune da, trecută da, da, aici da. de acea secvență când a apărat Așa, această decizie era alături de noastră, era, pe, e, da, și a fost o, de o decizie de asumată pentru că primăria municipiului roman nu mai putea suporta o astfel de finanțare erau, costuri da? Foarte da? Mar, erau costurile nu? foarte mari salariile un, un salariile peste un milion de euro mm. însemnau costurile pentru o echipă în ligă astăzi ca să astăzi dacă vreți o echipă cât de cât competitivă fără un milion jumate, două milioane de euro, nu poți ține o echipă în Liga Națională. Doar. Și salariile atunci, așa de, mari așa de mari au ajuns salariile pentru că fondul de jucătoare nu mai există în România. Și atunci trebuie să aduci din altă exact. parte. Iar pe cele din România, dacă vrei să le atragi la Roman, nu ai cu ce să le atragi decât cu salarii. da? Exact. Și să aduci mercenari la Roman, sincer, nu știu dacă se justifică. Deci, repet, la vremea respectivă a fost o discuție și a fost o decizie asumată atât de dumnealui, cât și de către mine, ca să fim corecți. Și eu sunt corect și mi-asum acest lucru. Și am spus, domnilor, bugetul primăriei Municipiului Roman nu mai suportă această cheltuială. Nu avem de unde. Aveam foarte multe proiecte europene care necesitau cofinanțare din bugetul local aveam proiecte de dezvoltare din bugetul local care necesitau sume de bani din partea bugetului local și atunci a fost o decizie luată în acest moment, în acel moment, dar o decizie asumată. Atât de domnul Eureanu în calitate de președinte PNL Roman, da? că trebuie să înțelegem, Consiliul Local era majoritar PNL Roman. Președintele PNL Roman era domnul Leureanu. Ori nu poate să vină azi să bată cărămida în piept că el n-a fost de acord. Pentru că el a fost de acord, repet, prin cei trei oameni pe care i-a avut în Consiliul de Administrație. Trei din cinci au fost a lui, care au luat această decizie. Dar, repet, o decizie asumată atât de către el, cât și de către mine. Păi dacă vii și plângi că altul a retras atunci echipa, tu patru ani de ce n-ai făcut nimic să o aduci înapoi? Vii să spui cu aduși de acum Dar, înainte. Bine, dacă era de adus înapoi, trebuia să o ia cumva de la zero, nu? Nu era Ce de la, la le... zero, pentru că e, multă lume a spus că s-a desfințat echipa. Nu s-a desfințat echipa. Echipa Aceste funcționează și, eșelon, și astăzi, doar într-un eșalon unde Municipiul Roman își permite finanțare. În condițiile în care va veni un mare investitor, va veni un mare sponsor care să sprijine primăria municipiului Roman, cu siguranță putem face pasul. Dar vă spun din proprie experiență și mă uit și ce se întâmplă în țară. Nu vine nimeni din afară, nu vine niciun sponsor privat care să investească într-un astfel de demers și nici măcar la fotbal. Uitați-vă un pic că la fotbal, dacă vorbim, de, nu ne raportăm la Liga Națională, că acolo e afară deja... de, de pariuri nu vezi nimic pe păi, Petric, Ați văzut? Așa este, da. Ați văzut? Iar la o liga a doua, liga a treia, cine crede că îți vine ca și sponsor? Și sunt cheltuieli. Eu nu zic că Romanul nu merită și nu trebuie să aibă o echipă. O echipă trebuie să aibă. Din punctul meu de vedere, fezabil pentru Roman în momentul de față este o echipă de fotbal în liga a treia. Eu așa o văd. În momentul de față. Și cumva să crească și să facă pas cu pas. Putem face un parteneriat, de exemplu, cu Ceahlău. Un parteneriat pe care l-am mai făcut în trecut când era Ceahlău în Liga Națională Da, da, da. Uh, puteam pepinieră. avea ca o, da. ca o pepinieră, da. ca un fel de echipa a doua. Așa este. Și atunci, într-un parteneriat, putem face acest lucru. Și atunci putem să ne gândim de la Liga 3 la Liga 2 în condițiile în care Ceahlău se duce în Liga 1. Dar până acolo mai durează. Momentan Ceahlău este încă în Liga a doua și poate fi o echipă satelit CSM Roman, satelit a Ceahlăului da, Așa, da, ce, pentru ce Liga, Liga 3. De, abia respiră și Liga 2. Da, da. Atenție că uh, au niște condiții pentru obținerea licenței de participare, unde ești obligat să ai o a doua echipă. Și atunci e clar ai, că, că trebuie, trebuie să, să, să cauți soluții. Să... Da, da? Da, 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 și atunci da. e, e clar că soluții avem. Deci, repet, cred că Romanul merită o echipă de fotbal, cel puțin în Liga a 3, în momentul de față, și resursele pe care le are. Primăria municipiului astăzi ca și astăzi îl reprezintă această echipă din uh, divizia A la handbal feminin. Atât poate. Eu sunt convins că dacă cineva mi arată sursa de finanțare, spune, doamne, nu mai iau de la de acolo de acolo de acolo și dau 2 milioane de euro la echipa de handbal. Hai să vedem cum face. Și dacă ne aducem aminte în perioada aia, dacă în anii de glorie ai HCM-ului și CSM Roman la Hambal, câtă lume spunea și critica faptul că foarte mulți bani se, se, se irosesc pe, pe această echipă. Da? Erau foarte mulți cei care criticau în acea perioadă banii care se duceau acolo. Da, mulți care nu iubeau de exemplu handbalul și sau dar nu sportul sau poate ui. aveau alte priorități sau își doreau altceva. Da. păi era cartierul Povenesc care nu avea asfalt, era cartierul Bălcescu care nu avea asfalt. Absolut. Și... Faptul că s-au turnat două străzi, s-a turnat o lingură de asfalt acolo fără trotuare, fără un proiect clar, pentru că mă uit abia acum și paradoxal parcă toate lucrările astea acum la la Roman în practic campanie electorală se fac. Strada Smirodava, contract lăsat de mine în 2020. Nu s-a întâmplat nimic până în 2024. Nu știu, alte lucruri la care nu s-a întâmplat nimic. Nu s-au mișcat nimic și toate acum se fac. Bine că bine fac e bine de că se fac eu, doamne ferește, noi nu ași spunem ași că ași nu ași e bine ași să ași se ași facă, dar bine 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 este o practică e o practică greșită e, e greșită, greșită de din colegi. punctul meu de vedere pentru că te dacă te duc duc nu livrezi din primii ani de mandat, eticheta deja deci. ți este pusă, cum de altfel se întâmplă și la Roma, eticheta este deja pusă pe actualul primar, Strategia, strategia de altfel așa este stabilită, sau și mai mulți primari aflați în funcție, stabilesc astfel de strategii și demarează lucrări de anvergură în perioada campaniei electorale, și la Roma s-a întâmplat și la piața peste tot. Însă eu, eu n-am făcut acest lucru. Eu, de exemplu, am făcut foarte multe proiecte și foarte multe proiecte. Pentru că, iarăși, s-a mai spus un neadevăr la dumneavoastră. Că a lăsat cineva toate proiectele. Nu e adevărat. Eu, când am preluat în 2017 primăria Municipiului Roman, am preluat-o cu două proiecte aprobate și aici mă refer la uh, uh, realizarea parcului Jora și la reabilitarea unui bloc. Blocul 33 de pe Anton Pan. Restul. Am preluat trei proiecte care erau uh, Era, respinse. Erau strategia de dezvoltare a României. păi așa dacă... Uh, bun, și proiectele care s-au realizat în perioada 2008-2014 Pe au fost în strategia fost? de dezvoltare locală din 2007? Probabil, Probabil că da. Păi că nu poți să dezvolți un oraș fără să ai o strategie de dezvoltare. Nu? Atunci, da, dar nu, nu poți spune faptul că eu am o strategie, trebuie după aia să gândesc, să, să să ai să trebuie, să, dezvolți, trebuie să am axele de finanțare. Absolut. Cum puteau fi prevăzute din strategia asta niște proiecte care nici măcar uh, nu aveai finanțare pentru ele, nu știai care sunt axele de finanțare. Păi în 2018 s-a lansat axa 10, de care nu știa nimeni, pentru că așa cum a spus și dumneavoastră, se știa de la început, banii de pe Poim nu pot fi trași în totalitate. Și s-a creat o axă nouă, axa 10, unde am depus patru proiecte. Proiecte care prevedeau uh, reabilitare de clădiri, Plus infrastructură rutieră adiacentă. Și am depus acolo cinematograf Unirea. Am depus Școala 6 uh, din Bălcescu, Școala 2 din cartierul Lipovenesc și uh, Strada Fabricii cu uh, reabilitarea locuințelor sociale. Păi din astea doar două se fac. Și astea cu întârziere. Da? Școala 6 și cu uh, Cinematograful Unirea. Celelalte două le-au pierdut. Sunt proiecte pierdute. Proiecte pierdute. Alături de multe altele care s-au pierdut. Nu s-a mai construit grădiniță nouă toate celelalte care sunt întârziate. Deci, repet, toate aceste proiecte. Eu, când am preluat în 2017, două proiecte, mari și late, erau în uh, implementare. Trei proiecte au fost respinse de la finanțare, a trebuit să le reiau eu, să le refac, erau greșeli mari de în, în, în proiectele respective și, a, uh, alături de cele trei pe care le-am recuperat, toate celelalte sunt munca echipei mele. Sigur, n-am fost singur. Au fost colegii mei din primărie de la implementare proiecte, au fost colegii mei de la tehnic, au fost colegii mei care uh, m-au sprijinit și uh, alături de care am construit uh, aceste proiecte. Uh, așa dacă vreți, păi și eu sunt parte a strategiei de dezvoltare a Eram viceprimar și uh, consilier local cu drept de vot. Păi și eu am votat pentru acea strategie. Am un merit sau nu am un merit? În, toată, tot în toate aceste proiecte. care au contribuit? Păi, vedeți, au merit, la cum? fel au un merit și, și toți consilierii locali care au votat proiectele în forma pe care eu am propus-o și care ulterior au obținut finanțare și au fost aprobate. E și meritul consilierilor locali. Nu e numai meritul primarului. Eu niciodată n-am avut o atitudine din aceasta egocentristă să fiu eu în mijlocul atenției întotdeauna. Nu. E meritul unei echipe. Sigur că o echipă întotdeauna dar are nici nu un se, lider. Dar nici nu se poate fără echipă. Așa este. Nu poate dar, poate. Și eu întotdeauna voi recunoaște meritul echipei. Că echipa are un lider, așa este. Dar în momentul de față, eu cred că pentru Primăria municipiului Roman, eu sunt liderul potrivit. Eu sunt cel care poate să ducă mai departe proiectele. Eu sunt cel care poate gândi noile proiecte, pentru că în perioada imediat următoare se vor deschide axele de finanțare. Se vor Așa deschide de, da. pe, pe exercițiul financiar următor. Și atunci e clar că trebuie să fim pregătiți. Am viziune, am arătat că pot, am arătat că sunt un om cinstit, sunt corect, da? sunt onest, sunt o persoană care uh, sunt competentă, am demonstrat acest lucru în cei trei ani de mandat și mai mult decât atât, eu vreau. Eu vreau să rămân la Roman, eu vreau să fiu primar, eu vreau să duc mai departe aceste proiecte și vreau ca romașcanii să-și pună încrederea în mine. Am discutat despre apa, problema apei la început. Am mai. Uh... Cred că am mai atins subiectul ăsta, însă mă gândesc la cei care nu ne-au văzut uh, cu altă ocazie aici la Roma TV. Cum vedeți noastră rezolvarea acestei probleme? Am discutat despre apa vital, faptul că ați făcut pasul către apa vital și acum este situația pe care este și o știm cu toții. Cum vedeți rezolvat această chestiune? Dacă veți fi, prim, veți și, veți fi ales primar, veți urma aceeași cale către apa vital sau veți rămâne la, la apa serv și vă gândiți la o altă strategie, ținând cont de faptul că probabil că va conta cine va fi președintele Consiliului Județean. N-am că va fi de la PNL sau de la PSD. Cred că o strategie ar trebui cumva uh, pusă la punct și din uh, ținând cont de acest aspect. Eu pot să vă spun două certitudini pe care le am. Unu, președintele la Consiliul Județean va fi domnul Daniel Harpa și doi, Roma nu va trece la apa vitală. Fără doar și poate. Fără doar și poate. Pentru că, din punctul meu de vedere, uh, APA Servu, părerea mea, că nu mai poate recupera acel proiect european. Încearcă acum pe un proiect adiacent să, să recupereze parțial. parțial. Mi-e greu să cred că APA Servu poate să primească finanțare în condițiile în care nu a reușit să fazeze la sfârșitul anului 2023 ceva concret din POIM. Nereușind să fazeze din POIM, nu poate merge mai departe ca finanțare pe PDD. PODD. PODD, bravo. Deci, din punctul meu de vedere, soluția este apa vitală. Dar cine și imaginează că dacă vine apa vitală de mâine avem apă non-stop, greșește. Sunt niște etape peste care nu putem trece. Și apa vitalul vine, investește la Roman, dar vrea prima dată să elimine din pierderi. Cum face asta? Cui atribuie? Din ce înțeleg, Negocierile care s-au făcut anul ăsta de către primăria municipiului roman au fost niște negocieri în genunchi. Ceea ce afectează foarte mult bugetul în viitor. Pentru că eu în 2020 aveam asumat împreună cu APA Vital 1. Preluarea cheltuielilor legate de despăgubirile pe care trebuia să le acorde APA Serv. Da? Și 2. Implementarea proiectului european cu tot ce presupunea. Deci erau niște lucruri pe care Apa Vitalul și le asumase. Păi acum înțeleg că nu mai sunt de acord să plătească ei despăgubirile, înțeleg că nu vor mai face ei lucrările de reparații urgente pentru eliminarea pierderilor majore din rețea, păi și atunci, care e avantajul romanului? că eu trebuie să fac niște investiții foarte de mari spuneți, și să predau unui operator. Dacă este așa și ei nu contează că nu ar fi așa, e într-adevăr o problemă. Dar pe de altă parte, de ce nu poate fi gândită? Eu am simțit în toată problema asta cu criza apei că a fost o lipsă de dialog clar și între ce înseamnă primăria Roma și ce înseamnă apasări. Au fost și niște fricțiuni, niște deranjuri politice. Eu așa am simțit, nu a fost dialog. De exemplu, fostul director înainte de domnul Anghiluță, domnul Mușat, Uh, nu a avut dialog cu cei de la primăria Roman nu au, a fost o colaborare, să zicem, uh, în sensul bun al cuvântului, pentru că eu nu știu, oare chiar nu se mai poate face nimic pentru că mă gândesc că dacă nu o să veți fi primar de Roman, domnul Harpa va fi președinte președintele Consiliului Județean Neamț și să spuneți la Roman, domnule, eu vreau ca nu să treacă la Pavital. Va fi cumva o problemă din punct de vedere politic. Șeful noastră pe linie politică care va dori să scoată apa servu, că apa servu într-o situație destul de dificilă, părerea mea, se va trezi că primarul lui de la Roman pe linie politică vrea la apa vital, că va fi o problemă. Chiar dacă în de față Romanul reprezintă o pierdere pentru apa serv, eu cred că poate fi transformat într-un profit, dacă ei să gestioneze situația cum trebuie. Din punctul meu de vedere, lucrurile stau în felul următor. Dacă uh, apa servu pierde pe ODD-ul, E greu să mai gestioneze în vreun fel, uh, inclusiv zona romanului. Eu așa o văd. Uh, cert este, din punctul meu de vedere, pentru roman, interesul romanului nu este altul decât trecerea la apa vitală. Și eu voi urmări interesul romanului. Da? Nu deci veți noi... ține cont de directivele politice. Da. noi trebuie să înțelegem că la roman avem o problemă. Noi am predat în 2009. Prin semnătura domnului Leoreanu, am predat un serviciu funcțional. În 2009, am predat județului, condus la vremea respectivă de partenerii domnului Leoreanu, am predat un serviciu funcțional non-stop. 24 de ore din 24 se vorniza apa în 2009. Cine e vinovat pentru situația Păi eu v-am spus, dacă timp de 8 ani șefii domnului Leoreanu n-au făcut nimic la Roman și au tratat cu indiferență zona Roman în ceea ce privește și în primul rând zona de aducțiune. N-au făcut nicio investiție majoră în zona de, de aducțiune. Și aici sunt discuții. Ba că obligația revenea paserului, ba că revenea no, proprietarului Deci eu vă spun în felul următor. În momentul în care eu îți, predau, îți o mașină, păi să schimbi filtrul de ulei, să-i schimbi uleiul, să-i schimbi filtrul de aer, să-i pui combustibil și toate alea, e obligația ta. Nu vorbim de reparații capitale. Acolo nu s-au mai făcut lucrări de întreținere curentă, ca să ne înțelegem. Da? Păi nefăcându-se lucrări de întreținere curentă. Ar fi interesant de aflat dacă putem să scoatem și să căutăm în arhiva de la Agvaser, de exemplu, să vedem ca în câte cheltuieli s-au făcut pe stația de captare pe un interval de 5 ani, dacă vreți da în ultimii 5 ani până la înainte predarea la Apasel, da. înainte până la predarea la Apasel, să vedem câte cheltuieli s-au făcut pe stația de uh, stațiile de captare smionești peldești și să vedem în, în perioada 2009-2016 cât șefii domnului Leoreanu au condus uh, consiliul județean câte investiții s-au făcut pe captare. Eu sunt convins că sp sunt spre zero. Sunt spre zero sau nesemnificative. Da, se poate, se poate verifica. Păi, haideți El să put... facem exercițiul ăsta. Da, atunci de ce să arătăm cu degetul spre altcineva? Aruncăm vina spre altcineva. Adică e foarte comod să spunem, ăla e de vină. Dar ce ai făcut tu ca să nu ajungi în situația asta? Ce ai făcut tu să elimini? 4 ani, 2020-2024... Ce ai făcut în sensul trecerii la operatorul de apă, apa vital? Ce demersuri ai făcut? Da, da, a mai fost un episod, nu știu dacă Cred că nu greșesc, dar mă corectați dacă greșesc, erați primar în 2019, prima criză adevărată. În 2018. Da, 2018, da. când... Păi v-am spus că ave... atunci am luat la cunoștință eu pentru prima dată când de probleme. s-a în albia Moldovei și a, așa bravo. mai departe. Ați văzut? Apa, acel... apă de la apa vital, a fost cumpărată apă și a dat... Cineva, uh, ulterior, asta. abia în 2020, 2019. au adus apă apa de la apa vital. Și-au dat seama că există această variantă și varianta asta da. e extrem de păguboasă pentru apa. Bineînțeles, bineînțeles. În Efectiv, e Bineînțeles. Tu... De, de aceea nici nu se ia. și Știți, care... apropo de uh, ce a spus dumneavoastră uh, legat de uh, lipsa de comunicare între primăria Roman și uh, conducerea Apaserv. Eu vreau să vă, no, vă mai dau niște nu Acum a, uh, cu, fosta, cu, fosta. Fosta, cu Fosta conducere a Apaserv. Păi eu vreau să vă mai dau un exemplu. Eu, în mandatul meu, eram primar PNL. Președintele Consiliului Județean era PSD. Da. Unde era un uh, război evident între PSD și PNL. Eu am avut puterea determinarea și dacă vreți rațiunea să mă înțeleg cu președintele Arsene PSD la acea vreme să facem niște proiecte la roman. Știți apropo că eu ușor a arunca cu bă, atribute din astea că păgubos că bă, nu mă pricep sau așa mai departe. Nu că nu Haideți nu nu <laughs> nu nu mă refer la, la aceste lucruri și nu o să vedeți la mine niciodată așa ceva dar vreau să vă spun următoarele lucruri unu din punctul meu de vedere centrul acesta de zi pentru recuperare pentru copii cu dizabilități trebuia să se facă la Roman. Era imperios necesar. 2. Am tot în parteneriat Consiliul Județean, ca să vedeți, numai în trei ani câte s-au întâmplat cu un Consiliul Județean care nu era de aceeași culoare politică ca și mine. Am realizat la uh, grădinița uh, numărul 3 de pe strada Cuza Vodă un centru de evaluare a persoanelor cu handicap unde Toată zona Roman și toată zona Roman, cele 27 de comune, nu mai trebuie să mai meargă la Piatra Neamț pentru evaluarea anuală, ci pot face acest lucru aici la Roman. Da? Deci tot în parteneriat cu Consiliul Județean. Tot în parteneriat Consiliul Județean, reabilităm Casa Celebidache. Da? Deci iese la Consiliul Județean, care CNI, Consiliul Județean da. a dat-o la CNI și spun că sunt lucrările stagnate acum din motive tehnice. Sunt, sunt lucruri de, care apar da. pe parcursul unei uh, reabilitării unui monument istoric. De multe ori, o clădire este mult mai ușor să o dărâm, să, moleze, să faci, dar, una faci una rază, nouă corect. decât să te apuci dar, de una. Clădire dar clădire însă, nu faci, fiind clădire stav, istorică, trebuie să faci acest lucru. Deci, trei lucruri care s-au întâmplat la Roman. Ba mai mult, nu vorbim doar de cele trei case care s-au construit acolo pe Islazului, mai sunt încă șase dintr-un alt proiect. Deci, sunt lucruri care s-au întâmplat în parteneriat la Roman. Tot în parteneriat la Roman cu Consiliul Județean am atras finanțare pentru reabilitarea subsolului de la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Pentru că ne aducem A aminte fost în ce condiții an. arăta subsolul. Și de to toată să toată, să toată to de to reabilitarea întregii uh, infrastructuri uh, de la subsolul uh, rețelei de canalizare și de apă s-a realizat prin bani de la Consiliul de Județean. Deci, măcar așa au obținut și România, nu ceea ce i se cuvenea, niște fonduri pe care nu le obține atunci când. Eu sunt de acord te... asupra uh, unor algoritme. Da? Deci eu sunt de acord. E clar că cel care are pâinea și cuțitul ai feliile dar, cum dar, le tai, dar, dar din punctul meu de vedere, dacă ai dialog, dacă ai deschidere, dacă ai, uh, cum să zic, interes să te duci. Pe mine da, Arseniu mă dădea afară pe ușă și intra pe geam. Nu credeți că pe mine a, a venit primarul de la Roman, hai să vedem să-l rezolvăm. Deci nu, a trebuit nu, să bat de multe ori că... în ușă și a, a, a trebuit să, de... să fac multe eforturi. dar aceste, Deci în trei ani de mandat aceste lucruri no, s-au întâmplat la Roman. Ca o paranteză, vă spun sincer dacă ai fi fost primar, că sunt convins că mulți primari au fost nevoiți să ajungă să bată la ușa lui Arsene și Arsene s-ar fi comportat într-un anumit fel cu mine, mă lăsam dracu de politică și de tot. Să fi ajuns să solicite lui Arsene, să-l să rog să pentru un ajutor pentru comunitatea mea, cred că mi se pare mai mare umilință. Bun. Nu, lucrurile, atenție, lucrurile nu s-au întâmplat de forma asta. Adică nu vă imaginați, m-am dus acolo și am stat în genunchi, te rog, dăm la Roman lucrurile astea. Am zis, nu, domnule, hai să facem ceva și la Roman. Și am explicat foarte simplu și vă rădau acum exact ce a fost ceea de acord. A fost de acord și vă rădau acum exact discuția cum am purtat-o cu el. I-am zis, domnule președinte, dumneavoastră de multe ori, azi sunteți președinte, mâine nu mai sunteți. Dar o să treceți prin romanul ăla. Și când treceți prin romanul ăla, puteți să spuneți, uite, asta am făcut eu, uite, asta am făcut-o eu, uite, asta am făcut eu. Uite, da? Sub forma aceasta s-a purtat dialogul cu el. Din, din deci divertire. eu așa l-am câștigat pe domnul Arsene să de, fac aceste eu investiții. Eu că din nefericire pentru el nu se mai treacă de vreme prin roman. Bun. Deci încă o dată vă spun. Da. Eu nu discut celelalte aspecte. Eu vorbesc de maniera în care am purtat discuțiile da, și modalitatea în care s-au întâmplat niște lucruri la roman. Și aceste lucruri s-au întâmplat sau unele dintre ele sunt pe care le se Iar Iarăși mai aud, sau am auzit săptămâna trecută, cum se bate domnul contracandidat candidat cărămida în piept că el a adus banii pentru realizarea Spitalului Precii Samare la Roman. Nici de cum, dragilor, nici de cum, acel proiect este o, este o finanțare Cinei. din partea Guvernului României, Compania Națională de Investiții. Nici nu poate să vină cineva. Dar cum a putut el să aducă banii ăștia? Că eu nu înțeleg. S-a dus el, a luat dosarul și a zis a, e prea jos dosarul. Vă rog, puneți-l pe ăsta deasupra? Eu știu, nu știu cum se cu siguranță. siguranță nu. Vă spun eu, cu Am siguranță nu, că îmbracă formele general... unei alte lucru mai grav. Deci e ușor. Să spunem, și eu pot să spun, a, ah, dar și eu am contribuit la. Uh, am și eu o contribuție la realizarea spitalului Preții mare. Tot ce a însemnat puzul pentru uh, uh, realizarea spitalului uh, s-a aprobat prin hotărâre de Consiliul Local la inițiativa mea. Eu eram primar și am aprobat puzul. Mai departe, au avut nevoie de o serie de documente de la primărie am contribuit în limita legii cu acele documente de care aveau nevoie. Autorizația de construire a fost emisă de către primărie. Deci lucruri care s-au întâmplat în mandatul meu. Și atunci, cum poți să vii tu să te lauzi că ai adus tu bani cea mai mare investiție în Roman? Nu este investiția nici al Leoreanu, nici al Umicu, nici a primăriei Roman. Este investiția Guvernului României, care vezi, azi este condusă de PSD. Care... Și știți cum e? Critica domnul deputat PSD-ul și spunea că e nociv, că e rău PSD-ul. Și atunci eu întreb, dar cum poate PSD-ul ăsta să ia la remorcă PNL-ul, că fără PSD nu știu câți europarlamentari mai lua. Da? Deci e bun PSD-ul să ia la remorcă PNL-ul să-l tragă în sus, dar nu e bun că deranjează la Roman. Nu da. deranjează cu absolut nimic. PSD-ul este un partid care de fiecare dată a demonstrat că este un partid mare, este cel mai mare partid din România și a trecut prin perioade tumultoase. Fiecare partid are oameni buni și oameni mai puțin buni. Lucruri sau exemple sunt în toate partidele. Dar în momentul de față putem spune cu certitudine: PSD-ul este o opțiune. Este o opțiune la roman și este o opțiune pentru România și bineînțeles și pentru neamți. Da, zâmbeam pentru că mi-am să aminte de cele spuse de domnul Ciolac cu, Moldova. Auziți, eu, eu, sunt convins că el a făcut o, o glumă. Sau Ia eu știu ce glumă. Nu sunt tot Moldovean, Eu sunt... Jet pe jet. Uh, știți cum e? Ca să parafrazez pe cineva. Moldovean 100%. 100%, da. Uh, știți cum e? Da, dacă vreți așa, eu pot spune că și cine crede despre el că e moldovean, 100%, îi insultă pe ceilalți romașcani care, 50%, care 50%, sunt 50%, Dar roma. Nu, roma. nu sunt, dar nu sunt numai romașcani 100%. Păi, păi vedeți, corec. și atunci nu pot gândi că e o insultă și asta. Da, dar Ciolacu este 50%, moldovean, că mai s ai din tecuci. mai i să ai din tecuci, nu. Da, nu place, eu pe sunt pe convins să fie că, că să fie domnul părat. Ciolacu cu siguranță va veni în Moldova. Cu siguranță va clarifica și uh, această afirmație a domniei sale și a cerut scuze, pentru că a spus că a fost o glumă, să știți că uh, eu nu îl le accept. Deci, eu cetățean, eu sunt moldovean, jet pe jet, și eu mă Și eu sunt moldoven, și eu sunt în leau, în și parte e e Nu pot. Moldova. Deci, am spus-o numai. făcute în Moldova. Nu, nu am simțit atât de jignit în viața mea de un politician. Așa am simțit eu, e, pentru că. E, noastră, sunt dacă, alții care ne-au jignit de, și mai tare. Deci dacă noastră a foarte mult în Moldova, eu am trăit mult în afara Moldovei și am simțit comportamentul altora față de moldoveni. Și când am văzut că ai un premier al României care spune așa ceva, să știți că m-a rănit. Deci vă spun sincer, m-a rănit Bale. și a reușit să-mi ridice uh, tensiunea acum n-au reu reușit Deci mult, eu, eu nu contest faptul că n-a fost o afirmație greșită. Atenție! Nu contest faptul. Pentru că și eu, până la urmă, sunt moldovean. Da? De dar sunt convins. Știți cum e? Și dumneavoastră în viață nu greșiți niciodată? Cum să nu? cine și e dacă vă cere scuze nu e normal să vă fie acceptate scuzele? Adică da, trebuie sunt... să păstrăm o ranchiună pe viață da, pentru cineva de, care... De care, aici, care... Aici, păi nu, eu, că dumneavoastră a spus că nu, nu o să-l iertați a, niciodată a, pe pentru că da, omul și-a cerut scuze. Acum, da. dacă o să aveți ocazia să vă întâlniți cu el personal și o să vă ceară și personal scuze, atunci poate vă mai gândiți să-l iertați. Bun, eu încă o dată sunt de acord că a fost o remarcă nefericită. Da, eu sunt de acord și trebuie să recunosc, oricât mi-aș dori să-l apăr pe domnul președinte, pe, pe domnul premier, a fost o remarcă nefericită. Asta e. A făcut-o. E o greșeală pe care trebuie să o asume și, într-un fel sau altul, să o repare. Cum? Nu știu. Să vină în Moldova și să aloce mai mulți bani. Să vină la Roman și să aloce mai mulți bani la Roman. Să le arate. Romașcanilor și moldovenilor că îi pasă de, de Moldova. Dar eu sunt eu, convins că îi va pasa de Moldova și... Vine a... Bănățeanu Grindeanu și ne face autostrada. Ați văzut că lucrările cumva au stagnat în zona asta și mă uit și vine să... Bine, să plâng nu la propriu. Dar și dumneavoastră, cred că vă simțiți jignit din punctul ăsta de vedere și al, al faptului că investițiile în Moldova în ultimii ani au fost la pământ. Și nu puteți da, da. că a fost altul. În infrastructură mă refer. Așa este. Dar Cutați? haideți să vedem un pic când spuneți în ultimii ani, la ce vă referiți? Ne referim la ultimii 32 de ani? Putem spune ultimele trei, da? trei decenii. da? în ultimele trei decenii. Foarte frumos. În ultimele trei decenii ați făcut dumneavoastră un calcul să vedeți câte guverne de stânga și câte guverne de dreapta au fost? Da, dar noi am avut parlamentari. Nu, din nu, stați, stați un pic. Vă întreb, că vorbim acum de păi investiții guvernamentale. Am avut PSD-ul, PDL-ul... Păi nu, vorbim stânga puțin. și dreapta. N-am făcut-o socotală, dar cred vă că am făcut-o. Eu am făcut o, o Anul trecut, anul trecut, rezulta că guvernele de dreapta aveau un mic avans. Acum, prin premierul Ciolacu, probabil a deci preluat PSD-ul un mic avans. Cam la adică, exact ce spuneți dumneavoastră, tanda pe manda. Și atunci, de ce să dăm vina doar pe PSD pentru lipsa investițiilor? Nu am spus neapărat numai pe, pe... PSD. PSD-ul ar putea cumva să urgenteze aceste lucruri. Că nu se poate, Moldova nu poate să rămână la stadiu ăsta. Am și, văzut și, că se lucrează. Dar lucrurile se întâmplă. Se lucrează, Tocmai tot asta mai, e, se întâmplă. Tot mai mult se lucrează în Timișoara. Am văzut în zona Timișului și în zona Ardealului. Tot acolo sunt bucăți de autostradă inaugurate și așa mai departe. Aici. E, ce am văzut? Pentru că sunt proiectele mai, mai avansate. Din mai păcate e, pentru Moldova, Din păcate pentru Moldova. cei de pe vestul României s-au mișcat mai bine. Au știut să ceară mai mult. Au fost mai avantajați de poziția geografică. Pentru că vă spun așa: dacă Munții Carpați erau la granița cu Ungaria, da, arată că nu poate. Suntem... Nu poate poate nu, era mai dificil nu, nu și poate aveam noi autostrăzile Dar, făcute că, aici și nu eu, erau mai să departe. Să că eu nu am arătat și nu a fost asta intenția cu degetul către stânga sau dreapta, că vinovați sunt și unii și alții. Adică Așa, eu asta, eu asta vreau eu să -am ne asumăm. Eu m-am gândit în primul rând la parlamentari, indiferent de culoarea lor politică care au fost, Puteau să facă presiune, puteau Auziți? să facă lobby. Sunt parlamentari care se laudă și parlamentari care fac. da. Dar Apoi... vă spun că cel care face cu adevărat este un ministru sau un prim-ministru. Nici de cum un parlamentar ca să ne înțelegem. Parlamentarul, rolul parlamentarului este face, să facă face, legi. Face legi, dar Punct. Eu mă referam la o solidaritate a parlamentarilor din Moldova, indiferent de culoarea lor politică. Nu a Ar putea să, să, să facă o presiune asupra guvernului, indiferent că erau de stânga sau de dreapta. Că noi am avut și de PSD, cei mai mulți au fost de stânga în, în Moldova, fără doar și poate. Dar până, în situații de genul ăsta nu mai contează culoarea politică. E un interes regional, național, domnule, la mi dracului Știți uh, tot felul de orgolii din astea noi, ieftine. Noi la neamță că trebuie să fim... Uh... Uh, fericiți uh, și uh, e meritul poziției geostrategice, în primul rând. Da? De zona neamț, cât de cât va fi traversată de mai multe autostrăzi. Iar Roma nu. cred eu că e cel mai, uh, cel mai avantajat de din punctul ăsta de vedere. Va fi aproape, deci este clar, pe uh, calea lui A7, va fi aproape de, de A8 a a da. și va fi aproape de A13. Da? Deci sunt două zone prin care noi vom putea străpunge munții. De aceea e foarte important la Roman să fie un primar cu viziune, un primar care vrea să facă lucruri și care vrea să arate deschidere pentru investitori. Pentru că perioada următoare va, va fi o provocare pentru Roman Așa să este. atragă investitori. Investitorii ce înseamnă? Locuri de muncă bine plătite, atragerea de tineri, fie îi aducem pe cei din străinătate acasă, fie îi menținem pe cei tineri aici și Tinerilor trebuie să le mai oferim ceva, trebuie să le oferim o viață socială, ceea ce din păcate în ultimii patru ani nu s-a mai întâmplat. Păi nu poți să... adică timp te limitezi doar ei. la niște zile ale orașului, unde dai niște mici și niște bere, unde ai niște artiști mai mult sau mai puțin cunoscuți și asta e tot viața socială la roman. Nu poți, e prea puțin pentru două zile, două zile pe an de spectacol, nu e asta viața socială. Viața socială nu înseamnă să cauți ouăle de iepuraș prin parc, odată la patru ani da, viața socială pentru tineri Când înseamnă cu totul așa. altceva. Da, acum pe final o să vă întreb, deși poate nu o să vreți să comentați, dar cred că puteți comenta, că nu o să deschis la orice fel de chestiune, vreau să vă întreb, apropo de cele două episoade, Sorin Cazan retras de la ori, ce părere aveți? Că da, ce nu, eu, de la eu am, la? Știți cum e legat de Sorin Cazan, eu am citit pe Facebook Intenția lui de a candida, candida. și tot pe Facebook, și tot a pe Facebook că... am văzut că nu mai candidează. Bă, repet, bă, știți cum e, eu sunt genul de om care mă uit la mine, la ce fac eu. Pe păi mine mă interesează eu, Lucian Micu, președintele PSD Roman, candidat PSD la primărie, să câștig primărie. Că ce fac el alți în jur, e libertatea fiecăruia. Sigur că îți poți face niște calcule și din perspectiva exact. asta, dar eu nu voi. Fi niciodată cel care va influența un om să candideze sau să nu candideze, să bă, îl încurce pe unul să candideze sau să nu candideze, să-i conteste o candidatură sau să nu o conteste. Recomandarea mea pentru reprezentantul PSD în birou electoral a fost pentru toată lumea acces la candidatură. Era a doua întrebare despre situația USR-ului și contestația care da, a fost din punctul meu de vedere o contestație total neavenită, USR-ul avea tot dreptul să candideze, tertipuri din acestea șmecherești de a contesta, până la urmă înțeleg că acel contestator s-a ales și cu niște cheltuieli de. 5500 de lei? de lei. Adică, până la urmă, dacă vrei să contești, plătești, să plătești. pentru contestați. Cu siguranță nu va plăti el că n-a contestat el de capul lui, vă dați seama. E altcineva asta. care. Da. Da. Haideți că doar nu. nu. Da, domnule și domnule, trebuie să punem punct aici că a expirat timpul alocat emisiunii, dar oricum noi o să ne revedem pe parcursul acestei campanii electorale, o să ne întâlnim cu domnul Lucian Micu, candidatul PSD la primăria romană, la funcția de primar aici în Roman și o să discutăm și o să dezvoltăm proiectele, ideile pe care dumneavoastră le aveți pentru acest oraș pe care l-ați mai condus o perioadă și în calitate de primar și ați mai fost și viceprimar, cred că două mandate acum așa, nu? Cinci ani în viceprimar, trei ani în primar. 8 în total. Tot vă mulțumesc încă o dată și vreau să vă mulțumim și să Vă mulțumesc și eu pentru invitație. La revedere, numai bine.